Ați văzut o pana banana pe aici? Închide asta. Ia, opa. Am lag. Ai noroc. Oh my god, i se vedea numele, bro. Astăzi, eu alături de prietena mea, Ana Banana, ne-am jucat fațe ascunselea pe serverul nostru de Minecraft. Ceea ce nu știa Ana este că eu m-am folosit de poțiuni și de iteme speciale ca să trișez și să câștig 100%. Stați până la final să vedeți cum am trollat-o și scrieți-mi în comentarii cum ați vrea să o mai trollăm pe viitor. Nu uitați să dați un like și un subscribe dacă vreți mai multe episoade pe serverul nostru BurgerSMP și să dați un follow pe Instagram ca să apăreți chiar acum pe ecran. Eu vă las cu clipul, vizionare plăcută! Ok, fraților, suntem aici pe serverul nostru pe BurgerSMP, iar astăzi am vorbit cu Ana că vreau să jucăm un hide and seek pe server, pentru că nu ne-am mai jucat de mult fațe ascunsele și am zis, bă, cum ar fi să ne jucăm fix aici pe serverul nostru pe BurgerSMP. Și am vorbit cu Ana să ne jucăm, dar i-am spus într-o oră de acum încolo că trebuie să ne întâlnim să ne jucăm și am intrat mai devreme pentru că vreau eu să pregătesc câteva chestii, pentru că, bă, e mult mai amuzant când trișezi puțin acolo, adică cel puțin pentru mine, pentru Ana nu știu că o să fie amuzant, dar am intrat mai devreme pe server și am vorbit cu prietenul nostru Marian de la magazin să ne pregătească câteva chestii și am mai vorbit și încă cineva, o să vedeți după aceea despre ce vorbesc, dar haideți să mergem să vorbim cu Marian, în primul rând să vedeți ce am pregătit pentru acest hide and seek, să vedem dacă Ana o să poată vreodată să mă găsească pe mine, pentru că, bă, cred că o să-i fie destul de greu, o să vedeți de ce zic asta. Oh, te pup, Mariane, și ce avem noi aici? Cred că mi-ai cam găsit ce aveam nevoie, nu? Salut, Luca, ți-am făcut rost de ce mi-ai cerut. O să fie 35 tot. Mamă, 35 de bănuți. Pă bune, ok, ok. Deci cred că trebuie să sparg pușculița gen pentru această investiție. Dar bă, orice ca să trișez la hide and seek ca să o enervez pe Ana. Așa că uite aici, 35 de bănuți burger, Mariane. Ești tare, ești de treabă. Mulțumesc mult că mi-ai făcut rost de toate chestiile astea. Fiți atenți, fraților, ce am eu aici. Potion of Invisibility. Deci ne facem invizibili 8 minute cu o poțiune din asta și avem 4 și avem și niște lapte ca să pot să mă fac dezinvizibil gen când vreau. Deci este totul perfect. Deci acum cred că o să-i fie destul de greu Anei să mă găsească, sincer, la concursul ăsta. Nu știu. Adică deja cred că avem un avantaj destul de micuț acolo, dar destul de important, sincer. Te pup, Mariane, mersi foarte, foarte mult. Și acum trebuie să ne asigurăm că o să pot și eu să o găsesc, pentru că cu ce mă ajută să mă ascund eu perfect și să fiu invizibil dacă eu nu pot să o găsesc pe Ana? Și pentru asta am un plan destul de bun, zic eu. Băi, liniuță, mersi mult că ai acceptat să mă ajut, pentru că, sincer, ești omul perfect pentru chestia asta, că tu te ocupi cu itemele astea mai speciale și așa. Am făcut rost de ce aveai nevoie, mamă, e perfect, mersi mult, ia. Dă să văd și eu care e faza cu itemul, că mi-ai zis că e un item, dar nu știu ce este. Da, 64 de bănuți, mă, și după, ok, ok, 64 de bănuți, mamă, 64 de bănuți. Bă, știi ceva, ok, deja am plătit o groază de bani pe poțiunile alea, nu mai contează. Da, nu am 64 de bănuți, cred că. Mai repede până nu schimb. Ok, stai 2 secunde. Lasă-mă să mă duc până sus să-mi iau banii, ok? Doar așteaptă 2 secunde acolo. Ok, gata, gata, vin acum. Uite, 64 de bănuți. Bă, deci am investit prea mulți bani pentru chestia asta, sincer. Ia, ce mă chestia asta? What? Masca lui Dream, poftim. Ăsta e itemul cu care ar trebui eu să pot să... da, a dispărut efectiv. Da, deci dacă mi-a dat țeapă liniuță și nu face nimic chestia asta, masca lui Dream. Cu masca lui Dream ar trebui să... Bă, chestia asta chiar ar trebui să meargă gen. Păi eu am încredere în el acum, nu știu ce să zic. Ia! Bă, fraților, voi vedeți? Ok. Cred că merge chestia asta. Ceva... Oh my god, uite-te și tu. Bro, niciodată n-am știut că baza noastră secretă e atât de aproape de gen casa Anei. E fix sub casa Anei baza noastră. What? Lol, uitați-vă că pot să văd peste tot prin pe... Ok. Cred că chestia asta, mamă, ce față am. Cred că chestia asta o să ne ajute destul de mult la concursul nostru de hide and seek versus Ana. Bă, deci acum cred că avem cam tot ce ne trebuie, fraților. Mamă, ce... Mamă, mi se blochează jocul, bro, uite-te și tu, deci văd absolut, văd absolut totul, văd prea multe chestii, ok. Fraților, voiam să vă reamintesc că pe primul link din descriere găsiți site-ul nostru de merch care este plin de burgeri. Găsiți acolo 4 modele cu mine și cu Ana sau cu burgeri și puteți să vă cumpărați o groază de chestii cum ar fi tricouri, hanorace, ghiozdane, caiete și multe altele. Și apropo, urmează o nouă colecție de Crăciun în decembrie. Găsiți toate modelele astea șmechere pe lucaluc.ro. Fraților, oficial, cred că suntem pregătiți de
hide and seek-ul ăsta. Avem și masca asta cu care putem să vedem prin pereți și chestii de genul și mai multe poțiuni de invizibilitate. Eu cred că o să ne distrăm destul de mult. Dați un like dacă vreți să mai facem chestii de genul și acum o vom aștepta pe Ana să intre pe server și ne prefacem că nu se întâmplă nimic și că noi ne jucăm legit și normal. Abia aștept să văd ce reacție o să aibă și să vedem dacă o se prindă sau nu că trișăm. Ok, Ana, ești pregătită să te bata 100.000 oară la hide and seek? Pentru că știi că mereu câștig, adică pe bune, mă pricep mult prea bine, nu mă mai bați de data asta. Bine, mă, Ana, bine, cum zici tu? Deci, cum v-am zis, fraților, ne vom juca pe harta noastră, pe Burger SMP, direct aici pe server, că știu că n-are ce să meargă rău. Bă, ok, dacă zici, bă, o să vedem la final, Ana, și știi ce voiam să zic? Hai să facem și un pariu pe 64 de bonus burger. Te bagi la un pariu de genul ăsta, cine câștigă ia de la celălalt 64 de bonus burger. Dacă ești atât de, bă, păi ai zis că ești sigură că mă bați 100%, că așa, nu vrei să faci niște bani ușor? Nu știu. Hai, bă, că sunt niște bani ușori. Haide, deci batem palma, da? Hai, bate palma cu mine aici. Deci facem pariu că o să fac bani mulți. Bine, mă, Ana, bine, batem palma atunci. Și cine câștigă la hide and seek? Fii atentă, facem pe 3 puncte. Gen, dacă faci 3 puncte, gen, dacă reușești să te ascunzi și să nu te găsesc, sau dacă mă găsești de 3 ori în total înaintea mea, o să câștigi bănuții. Ce zici? E un pariu bun sau nu? Deci facem la 3 puncte, ok? Bine, hai, mergi și ascunde-te. Deci vrei să mă ascund eu primul? Ok, fii atentă, Ana, facem așa. Am un minut să mă ascund și după aia, fii atent, ascultă-mă un pic. Un minut să mă ascund și după aia în 5 minute tu trebuie să mă găsești oriunde pe hartă. N-am voie să ies din oraș. Deci n-am voie să ies din oraș și n-am voie sub pământ sau chestii de genul. Păi te găsesc în 10 secunde. Ok, o să ai 5 minute la dispoziție. Hai, du-te și stai acolo, ok? Un minut să numeri. Da, nu știu când o să treacă un minut, dar lasă că eu mă ascund imediat, Ana, nu e nicio problemă. Oh my god, fraților. Mamă, fiți atenți și fac acum, fiți atenți acum. Ok, m-am dus mai departe, o să bag poțiunea asta de invizibilitate și gata, stau pe spate. Uitați-vă și voi că nu mai vede nimic aici și o să-i scriu pe chat, gata, m-am ascuns, pot să mă caut. Ok, și o să pornesc și timerul doar așa la mișto, are 5 minute să mă găsească, dar nu o să mă găsească niciodată, fraților. Ia să vedem, unde mă, Ana, ia uite-o. Deja a început să caute pe acolo, eu stau pe spate, deci efectiv pot să merg și pe aici, pe lângă ea, decât să nu alerg, că uite, se văd particulele astea când alerg, dar în rest ar trebui să fie destul de ok, gen. Ia uite ce mă întreabă dacă sunt într-o casă. Nu-ți spun. Oh my god, ia uite-mă pe Ana, doamne, dar ce crede, bă, că o să-i spun acum și dacă îi spun unde sunt, tot nu mă găsește. Uitați-vă și voi, bă, ea poate să mă caute toată ziua, că eu stau aici pe spate, n-am nicio treabă. Ia uite-o, bă, s-a dus la mine în restaurant să mă caute, ești nebun? Mamă, dacă ar ști, fii atent, mă pun fix aici în fața ei. Fiți atenți, o să treacă prin mine, efectiv, când iese de restaurant, stai așa. Uite, uite și tu ce caută pe acolo, prin spate, mă, ce caută? Ia, fiți atenți, ia, hopa, șt. Oh my god. Bă, a trecut fix prin mine, ești nebun? Oh my god. Bă, așa ceva, bă, dar trebuie să-mi dezactivez asta în joc, să nu mă mai audă deloc, ca să pot să vorbim și eu când sunt pe lângă ea, gen. Ok, fraților, acum nu poate nici să mă audă, deci acum pot să vorbesc liniștit. Ia, Marian, am venit să-l întrebe pe Marian, ești nebun? L-ai văzut pe Luca? Ia uite, bă, am cumpărat tot de la Marian, nici nu are nimic de vânzare aici. Are datorie la mine. Ia, opa, ia. Bă, sunt fix aici lângă ea, bro. Uită-te și tu. Încă 3 minute, Ana. Grăbește-te. Ia o gogoașă. Bă, ia asta să pierdă timpul aici cu Marian. Ești nebun și nici nu o să mă găsească. Doamne. Bă, cred că merg destul de bine poțiunile astea de invizibilitate. Parcă eu zic că își fac treaba destul de bine, bro. Uită-te și tu, săraca. Ea chiar mă caută. Lasă-mă. Uită-te și tu. Ea chiar mă caută prin tot orașul pe aici, bro. Wow, ok. L-ai văzut pe Luca. Treabă pe ăștia prin oraș pe aici. Ia, hopa, stai așa un pic, ce face Ana? Ia uite, stau aici, bă, deci mă pun efectiv aici și n-are idee, uite-te și tu. Deci Ana a trecut pe lângă mine de 100 de mii de ori. Uite și tu, stau fix în spatele ei. Ia că e de la burgerie, bă, mi-a furat de la burgerie, what? Bă, vezi că îți fac report la hacker. Cum adică? Păi cum adică? S-a dus să-mi fure când ne jucam fața ascunselea? Nu ai voie să furi. O să te raportez. Ia uite, bă, frate, îmi fură mie la astea. Bă, deci fii atent că chiar o să încep să încui restaurantul, ești nebun? O gogoașă, hai că o gogoașă a luat dacă e. Acum cred că e la Mariusica, unde e, mă? Oricum n-are cum să mă găsească. Mai ai 2 minute. E rip, n-are ce să mai facă, fraților. Chiar n-are, poate ia să caute cât vrea. Ia uite ce face acolo Luca. Ha. Unde mă vede? What? Cum adică ce face acolo? Ia. Ce vrea mă să facă? Uite-te și tu. Ha.
Ce? Unde te-am găsit? Unde m-a găsit, mă? Doamne ferește, ce face, mă? Hai, ieși, că te văd. Unde mă vede, mă, că eu nu înțeleg. Doamne, face mișto de mine. Credea că o să cred că mă vede sau ceva. Uite-te și tu că am urcat aici la aici, s-a dat jos. Doamne. No, deci n-are cum, fraților. Eu vă zic că n-are ce să mai fac acum, ești nebun. Ia, opa, să nu mă vadă cu item în mână sau ceva. Stai așa că voiam să-mi iau și eu telescopul. N-am și eu telescopul la mine. S-a dus la mine acasă. Doamne. Da, mă, stau pe spate eu, fraților. Mai e un minut, gata. A pierdut Tana, ia, mă. Hai că mănânc și eu aici la Mariusica, că are mâncarea asta pe masă de când a început serverul, ești nebun. Vezi că mai ai 40 de secunde. Doamne, uite-te și tu, nu, mai gata, fraților, aie, cred că deja am un punct, nu știu ce să zic. Ok, fraților, mai sunt vreo 10 secunde de acum, așa, nu mai are ce să mai facă, 10 secunde, am câștigat, 1-0, fraților, 1-0, unde-ai fugit, unde ești, Doamne ferește, deci uitați-vă și voi, stai așa că vreau să pun asta aici și ia stai așa să-mi activez și voi și atunci joc. Ești sub hartă, auzi ce mi-a spus, Ana, uite, mă, sunt aici, Doamne ferește, bă, aici, jos, alo, unde? Sunt jos aici, Doamne. Eu am stat pe lângă casa mea, bă, lasă arma, ce faci cu arma? Ce, ia uite, 1-0, Ana, am stat aici, pe lângă casa mea, m-am învârtit numai pe aici și nu m-ai găsit, Doamne. Ai trecut pe lângă mine, te-ai dus în casă. Bro, deci nu pot să cred, 1-0 deja, Ana, 1-0. Acum este rândul tău să te ascunzi, Ana. Bă, ia dă mâna apoi gogoșile, că le-ai luat de la gogoșerie, da? De la gogoșerie, Doamne, de la restaurant, da? Numai, ba, dacă te-am văzut că, ia, uite că ești cu ea în mână, ia de, măcar dă și mie o gogoașă că mi-e poftă, măcar atâta. Doamne, am mâncat gogoașa, frate, voiam și o gogoașă, ok. Ai un minut să te ascunzi, Ana, am 1-0, vezi că la 3-0 trebuie să-mi dai 64 de bani. Uite câte gogoașa a luat, bro. Trebuie să-mi dai 64 de bănuți, Ana, deci pregătește-te cu banii, da? Hai, ai un minut la dispoziție să te ascunzi și după aia am 5 minute să te și găsesc. Oh my god. Ok, fraților, cred că a venit momentul pentru un bun prieten de-al meu pe care tocmai ce l-am cumpărat și cred că o să ne ajute destul de mult, gen. Ok, fraților, a început numărătoarea pentru că Ana a spus gata și acum trebuie să o găsesc, dar nu știu eu, bă, pe unde ar putea fi prietena mea? Hai că n-ai o șansă, auzi ce spune. Deci avem 5 minute la dispoziție. Eu zic că o să o găsesc pe undeva pe aici. Eu am o impresie că o voi găsi eventual. Învață să joci noob. Ia uite, mă, ce zice Ana. Doamne ferește, unde poate să fie prietena mea, Ana? Ia să vedem. Este cumva pe aici, nu este. Ok. Pe aici la clătituță nu este. Bă, ia uite, bă, ce se ascunde ea, bă. Da, cred că are șanse bune să câștige Ana. Adică clar n-am cum să o găsesc sau ceva. Adică dacă se ascunde bine, n-am ce să zic, frate, n-am cum să o găsesc. Ok, pe aici nimic. Ia, mă, să vedem. Bă, dar chiar curios că n-am văzut nimic până acum. Aha, ok. Hai, Luca, că m-am și plictisit. Ah, ok, Ana, ok. Ia stai să vedem. Pe aici oare să fie? Mă, să fie Ana pe undeva pe aici. Nu știu ce să zic. Să fie la ea acasă pe aici. Da, n-am idee unde ar putea să fie Ana Banana, ești nebun, chiar nu știu. Bă, s-ar putea să câștige, frate, s-ar putea să câștige tura asta, pentru că chiar se ascunde foarte bine și chiar o tot caut pe aici prin tot orașul, fraților, și nu reușesc să o găsesc, ești nebun. Ok, ia, mă, ce se ia pe aici, oare? Să fie ceva, bă, mă, oare, ia, hopa, ce mă aici? Ia, stai așa un pic, mă, unde-i, mă, Ana Banana? Bă, frate, ați văzut-o pe Ana Banana, alo, ce e aici? Ia, asta e temnița aia unde m-a închis pe mine, ești nebun? Mă, unde ar putea? Bă, nu pot să cred, ia. Doamna polițist, ați văzut-o pe Ana Banana pe aici? O caut pe Ana Banana, gen. Bă, alo, n-ai voie cu de-astea. Bă, alo, fără din astea. Deci te-am găsit, Ana, n-ai ce spune. Mă, ce cauți aici? Păi, o caut pe Ana Banana, doamna polițist. Ați văzut-o pe Ana Banana pe aici? Nu știu dacă ați văzut-o, nu? A, e plecat. A, ok, scuzați deranjul. Gata, mă duc să o mai caut atunci. Credeam că e o zi bună, da, credeam că e pe aici sau ceva de genul. Mai caută la poliție că e acolo, ok. Deci, Ana, care este scorul? Dacă nu te superi, care este scorul? Este cumva 2-0. 1-1, de unde, bă, 1-1? Când ai făcut tu? 1-1 pentru mine. În primul rând, dacă zici 1-1, nu ai voie să zici 1-1 pentru mine, pentru că este egal, nu este pentru nimeni dacă e 1-1. 2 la mână, cred că este 2-0, Ana, pe bune. Adică chiar ai zis că o să te ascunzi aici. Era logic o să vii aici, pentru că este un loc mai ascuns și știam că o să te duci undeva sub pământ și m-am gândit aici, pentru că aici m-ai prins pe mine 24 de ore atunci în clipul ăla. Așa că, da, îmi pare rău, Ana, dar destul de, nu știu ce să zic, destul de nașpa ascunzătoarea ta. Poate
te descurci mai bine data viitoare, dar bă, stai așa că poți să-ți revii, frate. Adică poți să mă găsești acum de două ori, să te ascunzi bine, să mă găsești. Adică stai liniștit, Ana. Dar ce e cu masca asta? Ce masca asta de pe da, mă, bă, zici că ești ăla, bă, sunt fan Dream, Ana, sunt fan Dream și am vrut și eu să vin cu mască. Bine. Stai așa că o scot acum. Uite, gata, că am scos-o. Dacă te deranjează pe tine masca mea de Dream, că sunt și eu fan Dream. Deci este 2-0, Ana, fii atentă, pentru că sunt un prieten bun, sunt un prieten foarte, dă și mie masca. De ce, bă, e masca mea? Am luat-o de la Marian, ești nebun, am dat un groază de bani pe ea. Că e drăguță, hai te rog, bă, lasă că e masca mea, frate, nu ți-o dau eu, că este masca mea. Fii atentă, Ana. Deci, pentru că sunt un prieten bun și este 2-0 pentru mine, ok, și la 3-0 știi că trebuie să-mi dai niște bănuți destul de mulți, o să-ți dau șansa să alegi. Vrei să te ascunzi sau vrei să mă ascund eu? Cum vrei tu, adică poți să alegi ce vrei tu, nu mai contează pentru că eu zic că câștig oricum. Așa că poți alegi dacă vrei să mă ascund, deci vrei să te ascunzi totul, iară, nu? Ok, nu... Tu, păi eu sau tu, tu te ascund, ok, mă ascund eu, ok, bine, du-te și numără 60 de secunde, adică un minut și eu o să mă duc să mă ascund pe aici atunci, dar ține minte că dacă câștig acum, Ana, 64 de bănuți, ești nebun? Ok, mă îmbogățesc, nu, lasă arma, n-ai voie cu arme, ne jucăm hide and seek, hai că am plecat, gata, hai, du-te și numără, până nu trag, ia auzi, bă, frate, doamne, bă, săraca Ana, mi-e milă, fraților, de ea. Mi-e puțin milă de ea, sincer, vă dați seama că nu o să iau acum banii. Dar, bine, ce v-am spune că nici nu o să-mi dea banii la final. Dar, efectiv, uitați-vă și voi, e prea ușor. Uite, am dat și eu o poțiune din asta pe gât și gata, ia uite, mai avem și niște lăptică aici, așa. Și acum stăm iară pe spate, nu mai contează, uite, o să-i spun, gata, pot să mă caut. Deci, săracana poate să mă caute, să vezi acum, ia uite, bă, săraca e și sigură că o să mă găsească, ești nebun, trebuie să-mi scot chat-ul din joc, să nu mă audă când vorbesc pe lângă ea. Gata, am dat drumul și la timer, dar mă rog, timerul ăsta e mai mult așa, la mișto, v-am spus că dacă mă găsești, iar se duce la Mariusica, vrea ea neapărat să vadă la Mariusica acolo ceva, ia. Ce caută ea acolo? Doamne ferește, ia că mă duc după ea. Mă duc și eu după ea. Bă, săraca, cred că o să-i mai dau o șansă după asta, doar așa ca să mai râdem puțin. Ia. Stai așa. Ia să vedem. Mamă, putem să o trolăm un pic, cred că putem să o trolăm. Dar unde e Ana, frate? Unde s-a dus? S-a dus pe sus, pe aici, s-a dus pe jos, nu știu unde s-a dus, bro. Ia, hopa. Ia uite ce face. Ia. Ce caută pe aici? Oh my god. Ia, fiți atenți aici, fiți atenți aici. Ia că mă duc aici și închide asta. Ia, hopa. Fa mișto de ea, ești bun. Bă, dar nu înțeleg cum nu. Am lag. Ai noroc. Oh my god, ce scuză bună. Zice că are lag, am închis eu ăsta aici. Oh my god, am lag, auzi. Lasă-mă. Ok, zice că are lag, săraca. Bă, credeți că sunt un prieten rău, fraților, că fac chestia asta? Credeți că sunt cam nașpa? Ia că caută la ea acasă acum, bă. Stau pe spate, mă, sunt invizibil. Pot să mă duc să-mi fac ceva de mâncare, nu știu. Vreți ceva, vă fac un burger, mă duc acum să fac niște burgeri pentru abonați și pentru mine, că bă, că Ana nu prea are chef să ne găsească astăzi. Ia uite, o caută pe aici. Băi, e amuzant. Eu pot să mă plimb așa liber prin oraș, ea poate să mă caute pe acolo. Uitați-vă și voi, mă duc la mine acasă așa frumos. Ia vedeți aici, noua colecție lucalu.ro. Bine, asta e destul de veche, dar fraților, foarte, foarte curând, mai curând decât ați crede, o să iasă și colecția de Crăciun. Deci, ca să știți unde ești, sunt acasă la mine. Ea chiar crede că o să-i spun, dar eu chiar am spus, gen, ok. Da, asta voiam să o spun, o să iasă colecția de Crăciun, fraților, și o să iasă foarte, foarte curând și o să schimbăm bannerul ăsta, o să-l facem mai mișto. Vrei ceva de la bă, iar se duce la mine la burgerie. Alo, pleacă de acolo. Îți fac report, pe bune zic. Bă, deci, pe bune, ia uite, bă, ce-mi fură ea non-stop de la burgerie, că nu mai suport. Ia uite, bă, frate, Doamne, bine, măcar atâta să ia și ea câteva chestii la burgerie, că oricum am trolat-o astăzi de nu mai știe de ea, frate. Dar unde s-a dus, oare? Ia uite-o, bă, frate, iar a plecat de la burgerie. Bro, uită-te și tu, mi-a luat ca... Bă, ia stai, mă, frate, un pic. Bă, eu mai am chestii pe aici, frate, uită-te și tu, că... Mamă, cred că mi-a luat și din limonadă. Bă, mi-a mai lăsat câte ceva. Ce-i drept, n-a luat atât de multe chestii. Oricum, săraca n-are nicio șansă să mă găsească. Mai ai 2 minute. Doamne ferește. Lorena s-a dus la poliție să întrebe pe Lorena, ești nebun? Bă, dacă ar ști Ana, săraca, că ea în secunda asta trece pe lângă mine, cred că... Nu știu ce ar mai zice, sincer, dacă ar ști. Dar nu prea pare să știe. Da, cred că nu o să mă găsească nici de data aceasta. Ia uite-o ce se uită. Te dai bătută.
Doamne. Bă, deci mă joc prea bine, mă. Sunt prea bun la hide and seek. Nu o să mă găsești. Doamne, uitați-vă și voi. S-a dus la mine acasă. Lasă-mă, ia că s-a dus acum, că am lag. Ea are lag, bă. Are lag. Nu sunt eu care fac mișto de ea. Ia uite. Op, op, op. Ce face, mă? Doamne, ferește ea. Opa. Ce, ce lag e pe server, bă? Ce se întâmplă? E lag pe server. Doamne, ia că trec și eu așa pe lângă Ana. Pică serverul. Am și eu lag. Ai dreptate. Doamne, ferește. Bă, mi-a spart geamul, bro. Nu era spart geamul ăsta de aici. Doamne, ferește. Uitați-vă și voi, bro. Mamă, eu chiar încep să am lag, gen. Doamne. Ok, s-a cam terminat timpul. Mai ai 40 de secunde. Uită-te și tu, ia. Acum, ia o deschide și o închide, ești nebun? Ia, o las cum o las să ia și după aia o apăs eu, ia. E stricată ușa, de la lag nu mai joc, ia, uite-mă, da, mă, de la lag ești nebun? De la lag era problema, ia, uitați-o. Doamne, ferește, ia, fiți atenți și-i fac, fiți atenți și-i fac. Uite, o să aștept aici în față, ia, fiți atenți. Ia, și zic că a expirat timpul, ia, fiți atenți. Bă, ce zi frumoasă să stai pe bancă în fața casei așa. Ah, ia uite-o pe Ana, bă, ce faci mă aici? Ana? Bă, tu nu trebuie să mă cauți sau ceva? Adică, bine, a trecut timpul, gen. Bă, poți să lași arma, pentru că am zis că nu ne jucăm cu arme, ok? Deci te rog frumos, Ana, tocmai ce am trecut pe aici. Bă, nu mai sparge geaburile, că costă mult și nu tu le plătești, da? Bine, o să le plătești tu, că acum o să câștig pariu, dar aia este. Da, mă, Ana, deci, bă, nu eram chiar aici, gen, nu eram chiar fix aici, dar m-am dus acum la final și tu nu m-ai văzut. Am înțeles, deci după ce că-mi iei din alea, vezi că chiar o să-ți fac, să vezi și reportul, să-ți fac eu la hacker, că-mi fur de la burgerie, de nou o să pun parolă, să nu mai intri nici dacă vrei să cumperi, nu o să mai intri acolo. Ok, Ana, deci este 3-0, fii atent, ascultă un pic, uite ce lag e, da, e lag, văd, chiar e lag, fii atent aici. Deci este 3-0, dar îți mai dau o ultimă șansă să te mai ascunzi. Dacă te ascunzi acum bine, o să câștigi tu challenge-ul. Ce părere ai de asta? Pentru că mi-e milă de tine că te-am bătut prea rău, frate, te-am bătut mult prea rău. Hai, du-te și ascunde-te, îți mai dau un minut la dispoziție să te ascunzi. Bă, săraca Ana, poate ea să se ascundă și pe alt server, că tot o găsesc, ești nebun. Ok, hai să vedem cum o să se încheie acest episod, pentru că cred că o să o găsesc și v-am spune că o să o găsesc destul de ușor, gen. Oficial a început și timpul, fraților, hai să vedem dacă o găsim pe Ana de data asta. Nu știu, mă întreb eu, oare o să o găsim, oare nu o să o găsim? Unde poate să fie prietena mea Ana, frate, pe bune? Ia uite, scrie pe chat acolo, hi-hi-hi. Mamă, ce râde Ana, deci nu mai poate da... Doamne, ferește. Ok, asta chiar nu a fost atât de greu. Să vezi ce câștig eu, noob. Iară face mișto de mine. Bro, face mișto de mine de fiecare dată și de fiecare dată, gen, nu câștigă. Bă, măcar, gen, dacă aveam 3-0, gen, dacă pierdeam în locul ei, bă, măcar tăceam din gură, frate, măcar. Ok, ia să vedem. Unde este Ana, oare? Bă, unde poate să fie? Ia. Opa, pe aici, pe la ea, pe acasă, gen. Da, nu știu ce să zic. Rece rău de tot. Ia, îmi dă indicii, Ana. Am înțeles, ok, deci pe aici nu este, frate. Bă, unde ar putea să fie Ana, oare? Unde ar putea ea să fie? Bă, nu știu unde ar putea fi, pe bune. Adică chiar nu pot să-mi imaginez efectiv unde ar putea să fie Ana Banana. Oh my god, i se vedea numele, bro. Ana, tu realizezi că eu-ți vedeam numele efectiv sub scara aici. Adică efectiv am trecut și se scria joci foarte mult. Nu joc cu nimic, scria Ana Banana aici, ești nebun? Scria efectiv Ana Banana acolo. Hai, scoate banii, 64 de bănuți. Hai să-i văd, ia, ia. Mă, ce... Wow, a ieșit și mi-a dat doar un singur bănuț, ok. Oricum nu urma să iau banii, fraților. Cam asta a fost clipul nostru de hide and seek. Cred că Ana s-a bucurat cel mai mult, ești nebun, cred că s-a distrat cel mai rău. Așa că, da, fraților, v-am pupat. Dacă vreți să mai facem troll-uri de genul, lăsați în comentarii idei și probabil o să le mai facem. Nu știu, vreau să facem mai multe chestii de genul ăsta. V-am pupat, ne auzim și noi pe data viitoare. Pa, pa!